Aș vrea ca în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care este intitulat Jefuit de putere. În Scriptură, cuvântul puterea se găsește de 238 de ori, putere și puterea de 430 de ori. Deci mi se pare că este foarte important subiectul ăsta, jefuit de putere. Știți, există un proverb care spune că libertatea câinelui este egală cu lungimea lanțului. Și de aceea Domnul Hristos întâlnește undeva într-una din zile o femeie care se trăgea din cananiți. Însuși expresia cane vine din limba latină și din nefericire prietenii, frații noștri izraeliți considerau neamurile, așa cum sunteți dumneavoastră, nu? Ne considerau câini. Și Domnul Hristos a venit în această lume ca să rupă lanțul stăpânului și să ne elibereze pe noi câinii. Să umblăm liberi în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Sigur că aceasta a fost și o lecție de viață pentru ucenici care se uitau cu dispreț la cei ca noi, care suntem dintre neamuri. Și atunci când Mântuitorul a dat un răspuns așa rigid, prompt, nu se cuvine ca să împarți pâinea, nu? Împăratului sau pâinea regilor, să o dai câinilor. Iar femeia respectivă răspunde, da, Doamne, dar și câinii se hrănesc cu fărâmiturile de la masa împăratului. Jefuit de putere este o lecție de viață pentru noi și sunt foarte convins, dragii mei prieteni, că în contextul acesta avem posibilitatea să mergem în călătoria aceasta și să tragem câteva concluzii. Bineînțeles că puterea are valențele ei, o să fie o perspectivă de 360 de grade din punctul acesta de vedere și aș vrea să vă spun că în această zi avem de ales în slide-ul 2 între frumos și adevăr. Care este diferența? Diferența că adevărul este întotdeauna frumos, dar frumosul nu este întotdeauna ce? Adevăr. E, cu această mențiune aș vrea să vă pun o întrebare pentru rezoluția care o facem cu toții pentru anul viitor. Ce ne vom propune, dragii mei prieteni și frați și scumpi tineri în Domnul Hristos? Să dărâmăm zidurile Ierihonului sau să clădim vițelul de aur? Că sunt două alternative, două manifestări cu caracter religios. Vreți să-mi spuneți că Aaron, când a clădit vițelul de aur, nu erau religioși sau nu era el religios? Deci avem acțiuni cu conotații diferite. Drumurile duc diferit. Dărâmăm zidurile Ierusalimului prin a înconjura cetatea de 7 ori sau clădim vițelul de aur în toleranța răului și această, cum să zic, coexist, această acomodare cu lumea păcatului. Aș vrea să mergem puțin mai departe, slide-ul 3, Ioan 7:45 și 46. Aici avem de-a face cu puterea păcatului, puterea cuvântului. Odată niște farisei care au fost deranjați de mesajul Domnului Hristos au trimis armata, militarii, du-te domne și arestează-l. Și au venit ăia îmbrăcați cu scuturi, cu săbi, cu greutate, armată. Și din nefericire sau fericire pentru ei, nefericire pentru farisei, dar fericire pentru Domnul Hristos, soldații au venit, au auzit puterea cuvântului și au plecat de la Iisus uitând să fie arestat. Domnul Hristos a jefuit din soldați puterea aceea determinantă de a lua prizonier. Aprozii au răspuns, bineînțeles, acuzațiilor fariseilor, de ce nu l-ați adus? Ei au spus, niciodată, dar niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Dragii mei, asta este un lucru foarte interesant, mergem mai departe în Matei 7:28-29, căci el învăța ca unul care avea putere, nu cum învățau cărturarii lor. Deci iată că există o valență foarte interesantă cu privire la puterea care se manifestă în lumea noastră. Există o parabolă a Domnului Hristos, din nou puterea cuvântului, cuvântul are putere, nu? Există o parabolă, parabola semănătorului, pe care toată lumea o știe. E o declarație foarte interesantă care am surprins-o în contextul acestei parabole și textul inspirat spune, parabola semănătorului
a nedumerit mulțimea. Le-a trezit interesul, dar le-a și spulberat visele. Nici măcar ucenicii n-au reușit să priceapă ideea parabolei. Deci ce face adevărul? Trezește interesul, dar spulberă imaginația deșartă sau visurile pe care noi le facem cu privire la viață, dragii mei prieteni. Așa că în această dimineață sper ca Domnul Hristos, prin prezența sa și a Duhului Său Sfânt, să ne trezească interesul pentru Evanghelie, dar să spulbere visurile deșerte pe care le avem în mintea noastră. Mai există o altă putere. Pe lângă puterea cuvântului, există puterea vindecării. Și există un text în Luca 8:46, unde ni se spune: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine ce? O putere. Era o femeie care încercase de 3 ori să se apropie de Domnul Hristos, se considera extrem de nevrednică, ca să îl oprească pe Domnul Hristos din aglomerație, din ocupația zilnică, și a zis: măcar să mă pot atinge de poala hainei sale. Și când s-a întâmplat asta, Domnul Hristos a fost jefuit de o putere, nu? O putere vindecătoare. Deci puterea vindecării Domnului Iisus Hristos. El punea această întrebare: cine s-a atins de mine? Oricine se atinge de Domnul Hristos în această dimineață, cu aceeași compasiune, cu aceeași dorință, cu aceeași ardere de inimă, ca și femeia aceasta, va avea posibilitatea să jefuiască pe Domnul Hristos de o putere a vindecării, a convertirii, a întoarcerii la Dumnezeu și chiar a schimbării inimii noastre. Merge puțin mai departe, puterea autorității. Atenție, o altă putere exercitată în lumea noastră este puterea autorității. Matei capitolul 26, versetul 53, ni se spune: crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână, adică sub autoritatea mea, mai mult de 12 legiuni de îngeri? Deci iată că Domnul Hristos avea posibilitatea să uziteze de puterea autorității, da? Dar n-a făcut-o, pentru că spunea el: dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Știți, există o chestiune foarte importantă. Adeseori noi vrem să impunem respectul, corect? Vreau să mă respecti. Respectul nu se impune, respectul se câștigă printr-o relație cordială de apreciere și de interacțiune socială. Deci eu cred că autoritatea nu stabilește ce este adevărul, ci adevărul stabilește ce este autoritatea. Slide-ul 10, mi-a plăcut ideea pe care a lăsat-o Beethoven în urma plecării lui din lumea asta: nu recunosc niciun alt simbol al superiorității decât acela al bunătății. Dragii mei prieteni, într-adevăr, autoritatea nu stabilește ce este adevărul, ci adevărul stabilește ce este autoritatea. O altă putere manifestată în lume este puterea evlaviei. Atenție, Luca 7:4, farisei încropiți, oameni care urau pe romani, au ajuns să se îndrăgostească de un caracter sublim, un om evlavios, un roman, și la un moment dat produc o negociere. Luca 7:4, au venit la Iisus și i-au spus: cu tot din adinsul. Deci înseamnă că farisei erau convinși, erau determinați să-l jefuiască pe Iisus de o putere, din nou, a vindecării pentru soldatul sau capitanul acesta roman. Aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul, adică erau serioși în negociere: face să-i faci bine, că-ți iubește. Deci care era atributul acestui mare reprezentant al armatei romane? Iubește! Face să-i faci bine, că ce se întâmplă? Iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Iată puterea evlaviei. Dragii mei prieteni, în legătură cu puterea evlaviei, slide-ul 12, există o declarație a Spiritului Profetic care spune că evlavia creștinului constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia. Deci ceea ce eu și tu suntem constituie sau așează, remarcă standardul după care lumea judecă Evanghelia. Există însă cea mai extraordinară și mai manifestată putere, dragii mei, este vorba de puterea iubirii. Și aș vrea să pun o întrebare: cum vreți să umblăm pe drum, singuri sau împreună? Găsesc o groază de tineri care, mă rog, în mod armonios, încearcă să producă o fuziune sufletească, intelectuală, emoțională, ceea ce este corect. Aici ar trebui să se stabilească în Biserica lui Dumnezeu prieteniile de viitor. Amin?
Așa că sunt foarte bucuros când văd băieți și fete care se comportă în limitele decenței creștine și produc aceste fuziuni ca mai târziu să formeze familii și să asigure, zic eu, viitorul bisericii. Nu, pentru că fără o prietenie a tinerilor de astăzi, noi nu putem avea un viitor al bisericii de mâine. Sunteți de acord? Acum aș vrea să pun o întrebare. Când vorbim de puterea iubirii, câți dintre dumneavoastră ca părinți cunoașteți Psalmul 23? Părinți, câți vreau? 1, 2, 3, 4, majoritatea, hai să fim, majoritatea. Așa, a doua întrebare, câți dintre dumneavoastră ați învățat pe copilașii dumneavoastră Psalmul 23? Mulți, 1, 2, 3, la majoritatea. Bun. Întrebare, copilași, tineri, câți știți Psalmul 23? Ura! Foarte frumos! Bravo! Ia uite, avem câțiva băieței acolo. Psalmul 23 este unul dintre cele mai frumoase manifestări ale iubirii lui Dumnezeu, puterea dragostei Domnului. Merg la slide-ul 15 și vreau să vă pun o întrebare. Vorbim acum de puterea lepădării de sine. Câți dintre noi cunoaștem Psalmul 22? 1, 2, un copilaș micuț acolo, 2, așa. Care este diferența între Psalmul 22 și 23? Sau, mai bine zis, câți dintre noi cunosc Psalmul 23 și câți dintre noi cunosc Psalmul 22? Dacă ar fi să votăm, ce am votat? În mod inteligent, că putem să avem și un vot emoțional care nu valorează 2 bani. Dar vreau să vă spun că în simțământul meu, în sentimentul meu este că majoritatea a fost și va fi interesată de Psalmul 23. În timp ce Psalmul 22 e ușor neglijabil. Dar să știți că Psalmul 22 este puterea lepădării de sine. Nu avem acces la Psalmul 23. Iisus în Valea Morții împreună cu tine. Dacă Domnul Hristos n-ar fi fost în Psalmul 22 singur, înainte ca să fii tu cu el în Valea Umbrei Morții. Pentru mine asta este un lucru fascinant, să-ți dai seama că Domnul Hristos a trăit practic istoria crucii. Psalmul 22, dragii mei prieteni, este istoria crucii, este puterea lepădării de sine. Și ca să mergem puțin mai departe, vorbind de jefuit de putere, vă aduceți aminte, Domnul Hristos în pustie a fost jefuit de putere. A venit diavolul și, mă rog, s-a manifestat în cele 3 forme. I-a spus, fă pietrele astea pâine, hrănește-te și pleacă acasă. Domnul Hristos a răspuns de 3 ori cu stă scris. Prin stă scris, Dumnezeu, prin Domnul Hristos, l-a jefuit pe diavol de putere. De puterea care ar fi avut-o asupra Fiului lui Dumnezeu. Sigur că asta este o predică în sine, nu? De care nu ne ocupăm acum. Cert este că la un moment dat, după ce diavolul a venit îmbrăcat în haine de lumină și s-a uitat nu ca în pandemie, au venit diavolii îmbrăcați în haine de lumină și ne-au spus, băi, zice, eu vin din cer. Zice, caut pe Fiul lui Dumnezeu pe aici. Pă unde e? Tu ești cumva? N-arăți. N-arăți ca fi, uite, după 40 de zile de nemâncare, arăți ca diavolul. Așa arăți tu. Uite-te la tine cum arăți, îți pun oglinda în față. Dacă vrei să mă convingi că ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune de asta cu pâine, fă pietrele pâine, că tu ești creatorul. Eu știu cum arată Iisus, că de acolo vin. Travestiul n-a ținut și Domnul Hristos a spus, pâinea pe care vrei tu să o mănânci astăzi, vreau să-l dau copiilor mei din porumbacul în 2022. Dacă tu ai avut pâine pe masă în această dimineață, e din cauza că Iisus a refuzat-o să o mănânce în pustie. Dacă tu ai apă în această zi, e că Iisus a refuzat acea apă să o bea și a zis, nu, dă-o la copiii mei, la tinerii ăștia care cântă la formație în 2022 aici la porumbacul. Acesta este marele schimb. Domnul Hristos a fost jefuit de acea putere a pâinii, putere a apei, ca să te-o dea ție, să ne-o dea mie, să ne-o dea nouă, ca să putem să mergem prin Valea Umbrei Morții singuri. După ce n-a funcționat această ispită, a venit prezumția. Ei, și dacă beau o travă, Domnul mă vindecă. Prezumția nu este credință.
Aceeași chestiune de încercare, dragii mei prieteni, ne va provoca pe noi să mergem un pas spre autodistrugere dacă nu înțelegem diferența între ce înseamnă credință și ce înseamnă prezumție sau încumetare. L-au pus pe deal, pe vârf, și aruncă-te că oricum Domnul face minuni, stă scris. Și ultima și cea mai tare ispită după care diavolul a plecat, vrând să-l jecmenească pe Domnul Hristos de putere, a fost momentul în care el i-a spus, ce? Închină-te mie. Cum traducem în termen modern expresia diavolului, închină-te mie? Adică, lui Lucifer i-a fost dor de cer. Și în nebunia lui, că Lucifer e un nebun, sunteți de acord? Deci el a nebunit, păcatul înnebunește pe oameni. Nu mai funcționăm după coordonatele cerului. Și diavolul a nebunit de când a început să-și permită luxul de a vrea să fie egal ca Dumnezeu. Și iată, din nou, obsesia, ispita a treia, diavolul îi spune lui Iisus, hai să schimbăm locurile doar pentru o secundă. Tu să fii diavolul și eu să fiu Iisus. Vreau asta! Oameni împătimiți. Ați întâlnit treburile astea în comportamentul oamenilor din biserică? Deci, dragii mei prieteni, Domnul Hristos a spus înapoi a mea. Jefuit de puterea lui de a minți, l-a întâlnit din nou pe Domnul Hristos în Ghețimani și acolo exact același lucru s-a întâmplat ca în pustie, numai că Domnul Hristos l-a văzut pe diavol așa cum e și el și-a dat masca. Gata, prima pandemie a trecut cu minciuni, a doua vine cu de adevăratele. Dă masca jos, eu sunt diavolul, am venit să te ispitesc. Pentru cine vrei să mori? Ai avut ieri, ai făcut o minune, 12, da? Sau 10, câți au fost? Ai vindecat orbi sau leproși, ce erau. Numai unul a venit să spună mulțumesc. Și ăla nu era evreu. Ai 12 ucenici, unul te va vinde, unul te va tăgădui, restul te vor părăsi. Pentru cine vrei să mori? Acest tablou real l-a făcut pe Domnul Hristos să tremure. De 3 ori, ca în pustie, s-a plecat pe genunchi și a zis, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Jefuit de putere, Domnul Hristos nu și-a permis riscul de a renunța la dorința lui de a ne salva pe noi înșine și finalmente a zis, facă-se voia ta. Merge puțin mai departe, puterea lepădării de sine, care este o altă atitudine a Mântuitorului în Ioan, capitolul 19, versetul 10. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Bineînțeles că Domnul Hristos a spus, n-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Deci, dragii mei prieteni, de unde vine puterea? Puterea, așa amin copilași, drăguții de ei. Mai interacționez când ne întâlnim pe hol, vorbesc cu toți copilașii noastre, sclipesc de inteligență. Și zic, băi frate, să știți că există o diferență între copiii crescuți aici și copiii crescuți acolo. Știți ce vreau să spun, da? Se vede și, mă doare chestia asta că oriunde lipsesc, mă rog, computerele și există natură, există copii roșii în obraj care merg în picioarele goale și aleargă prin oroi. Asta este copilăria care lipsește celor de dincolo. Și nu pot să le-o dau că n-am cum și nici dumneavoastră, dar mulțumim Domnului că în România există o pepinieră de copii super sclipitori. Slăvit să fie Tatăl Ceresc, nu vreau să flatez pe nimeni. Deci, mergem mai departe, puterea lepădării de sine, n-ai avea nicio putere. Mergem puțin mai departe și aici intervine punctul terminus al subiectului meu. Cântările au fost fantastice, nu știu dacă mă voi ridica cu mesajul la nivelul calității muzicii oferite de acești splendizi copii. Există o declarație, puterea păcatului. Acum vreau să, dacă aveți un pic de răbdare, să abordăm această idee. Ce este puterea păcatului? Și în 1 Corinteni, capitolul 15, spre surpriza tuturor, versetul 56 spune, boldul morții este ce? Păcatul. Puterea păcatului este ce? Legea. E, aici intervin câteva elemente destul de sensibile. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea.
Moartea și-a pierdut boldul, dragii mei prieteni. 1 Corinteni 15:56 spune: moartea a fost înghițită de biruință. Când? Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dragii mei prieteni, moartea care are un bold, nu? Moartea a fost jegmănită sau jefuită de puterea ei. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Adică dacă mergem puțin la versetul 55, slide-ul 23, spune: unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul sau unde îți este puterea? Care era puterea morții? Păcatul, nu? Domnul Hristos a venit să jefuiască puterea, omul de puterea păcatului, ca să-l facă să fie liber. Am câteva texte de suflet. Câți dintre dumneavoastră l-ați întâlnit de mult pe Domnul Iisus Hristos în viața dumneavoastră și ați trăit sau ați experimentat fenomenul ăsta al convertirii? De mult, zic de mult. Mai devreme? Deci, vreau să citim acest text, slide-ul 24, pana inspirată spune: El te vede pe deplin bun, indiferent cât de păcătoasă ar fi fost viața ta. De fapt, din acel moment, adică din momentul în care tu te accepți darul lui Dumnezeu, din acel moment, caracterul lui Iisus se află în locul caracterului tău, din punctul său de vedere. El te vede ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Vă place textul ăsta? Dragii mei prieteni, cred că este unul dintre cele mai extraordinare dovezi de iubire prin care Domnul Hristos jegmănește păcatul și moartea ca să te elibereze pe tine, pe mine, pe noi toți și să ne dea această extraordinară paradigmă. Cum ne vedem noi unii pe alții? În funcție de câți bani avem în bancă, ce mașină conducem afară, câte etaje are casa noastră. Dar Domnul Hristos ne vede, să uită la mine, la tine, la noi și se vede pe El în tine, spune declarația. El te vede pe deplin bun, indiferent cât de păcătoasă ar fi fost viața ta. De fapt, din acel moment, caracterul lui Iisus se află în locul caracterului tău, din punctul său de vedere. El te vede ca și cum n-ai păcătuit niciodată. Și spune sora White: ce dar! Problema este că și noi vrem darul ăsta. Să mă uit la fratele Cutare, mă uit la frate Ișimon, prietenul meu, și să-l văd pe el, să văd în el pe Domnul Iisus Hristos. Și noi să ne uităm unii la alții copilași și să se uite unii la alții și să vadă în celălalt prieten al lui cu care se joacă pe Domnul Iisus Hristos. Asta este un exercițiu de memorie și de percepție. O altă declarație, slide-ul 25, nu există nicio altă cale de purificare a inimii decât prin credința în Hristos. Mulți cred că pocăința este o lucrare ce trebuie împlinită sau îndeplinită înainte ca ei să vină la Hristos. Fraților, așa era eu să nu mă mai pocăiesc niciodată. Am avut atâtea, stăteam față în față cu adevărul minunat al lui Dumnezeu și mă uitam, zic: băi, frate, păi dar trebuie să mă fac bun înainte ca să mă fac pocăit, să vin la biserică. Știți câți ani am încercat treaba asta și eram să derapez total, irreversibil. Și auzeam vocea lui Dumnezeu: băi, lasă-mă, nu te mai uita la tine, uită-te la mine, asta e problema. Domnul Hristos se uită la tine și se vede pe El în tine. Așa stă scris. O altă declarație: pocăința nu poate fi experimentată fără Hristos, căci autorul pocăinței este El, așa cum este și motivul în baza căruia putem primi iertare. Adică, când am venit eu la Domnul, când ai venit tu, mă, la Domnul? E unul care a venit la Domnul aici? Dacă nu și-ar fi făcut Domnul Iisus milă de noi, fraților, dacă Mântuitorul n-ar fi fost să fi mers o extra milă, un extra kilometru pentru noi ca să ne salveze, nimeni n-ar fi venit la Domnul. Noi n-am venit la Domnul niciodată, am auzit chemarea Lui, am venit în puterea Lui, ne-am lăsat trași de corzile iubirii lui Dumnezeu și ne-am dus la picioarele Domnului Hristos, epuizați, fără putere, și ne-am prăbușit. La cel mai înalt nivel, umanitatea poate să se prăbușească.
la picioarele Domnului Hristos, la picioarele crucii. Ăla e cel mai mare nivel pe care îl putem atinge. Mai departe, o altă declarație, slide-ul 27, pocăința este cu siguranță un dar al lui Hristos ca și iertarea păcatelor. Deci pocăința nu este fabricată de rezoluții și alte cărți. Pocăința este darul lui Iisus Hristos, exact ca și iertarea păcatelor. Deci caracterul minunat pe care Domnul Hristos ni-l dă, ca și iertarea păcatelor, au o singură sursă, vin din Domnul Hristos. Vreau să mai citim un text foarte interesant, slide-ul 28, unde ni se spune că adeseori ne șoptește diavolul ca să ne răpească de această putere a eliberării în Hristos. Păi toate făgăduințele astea nu se aplică ție, mă, tu ești prea păcătos, se aplică la altul. Ați avut experiența asta vreodată? Eu am avut-o de foarte mult. A, Liviu, chestia aia cu fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, aia se aplică la alții, dar nu la tine, că la tine ești irecuperabil, ești teribil. Și uite ce spune pana inspirată către Youth Instructor, instrucțiuni pentru tineret, 1894. Pe măsură ce trece timpul, este posibil să fii nevoit să faci față unor suspiciuni sau două că această promisiune, mântuirea, este destinată altcuiva, dar nu și pentru tine. Într-un astfel de moment, îngerii lui Dumnezeu te vor înconjura, aducând harul și puterea lui Dumnezeu și reamintirea că nu există niciun păcat pe care El să nu-l poată ierta, dacă te pocăiești și mărturisești. O altă declarație, zic eu, este suficientă. Sunt foarte multe, dar aș dori să nu amân masa de prânz. Când mi-a atins Domnul Iisus Hristos inima, au fost câteva elemente care cred că sunt importante. Eu o rețetă, am o rețetă pentru tineretul de aici, copilași, cei care vreți să vă botezați, care vreți ca într-o bună zi să faceți legământ cu Domnul Iisus, dacă vreți să veniți la Mântuitorul puilor, am câteva rețete atât de importante pentru voi și le vorbiți voi cu mămica și tăticul acasă. Prima dată privește la Domnul Iisus. A doua oară, după aia, după ce privești la El, vorbești cu El. După aceea îl pui la încercare să vezi dacă te iubește sau nu. Și după aia odihnește-te pe umărul Lui. Astea sunt, zic eu, cele mai extraordinare lucruri pe care le putem avea. Asta e viața de credință. Privim la El, la Mântuitorul, nu privim la alții. În 1984 am vizitat o biserică splendidă în Constanța. Locuiam la Cet, un cartier izolat. Și la vreo 300-400 de metri de casa noastră era Biserica Adventistă de ziua 7, o biserică mare cu un cor superb. Și când m-am dus prima oară acolo, eram în niște bluci, un tricou cu mânecă scurtă. N-am știut cum se vine sâmbătă la adunare. Nu mi-a spus niciunul, băi, uite, reforma în îmbrăcăminte cu tare. E pe vremea aia, să știți că și acolo era mai bună asta cu reforma, cu îmbrăcămintea. Dar văzut, când m-am dus sâmbătă la adunare și am văzut pe toți frații bărbați, că erau la cravată, costum, m-am simțit ca un gunoi. Eu eram în blugi și în tricou, zic, Doamne, unde am intrat? I-am văzut pe toți frații ca pe sfinți. Ce ziceți, am greșit că i-am văzut sfinți sau nu? Nu! Ei, așa ar trebui să ne vedem și noi unii pe alții. Când venim la adunare, să ne vedem unii pe alții ca niște sfinți. Căci noi ne închinăm unui Dumnezeu care nu obosește iertând. De, dar sunt scafandrii. Mica spune că ne aruncă în marea uitării ce? Toate păcatele noastre. Dar sunt scafandrii printre noi care merg acolo, marea uitării, la fund, și scot păcatele de România, stă toamna și spune ție ce ai făcut, cum i-ai vărsat bulionul acasă și s-a întâmplat nu știu ce. Un Dumnezeu care nu obosește niciodată iertând. Ce frumoasă rețetă pentru noi. Privește la Domnul, vorbește cu El, pune-L la încercare și apoi odihnește-te pe umărul Lui. Mai există o declarație care aș vrea să o scot în evidență, este un traseu pe care eu personal l-am obținut sau l-am urmat atunci când am venit în genunchi înaintea Domnului Hristos, în sensul că am zis, Doamne, dacă poți să faci ceva cu un astfel de nenorocit, ticălos, racor și golb, atunci fă. Și ce m-a mișcat pe mine în Evanghelie era când se ruga Domnul Hristos în Ghețimani, când vorbea cu oamenii în timp ce îi hrănea, când El punea diagnosticul bolnavilor înainte de a-i vindeca, când El își extindea iertarea și pocăința către păcătoși.
când el suferea în smerenie atunci când fața tatălui era ascunsă de el, când era bagiocorit pe Via Dolorosa, când era părăsit de ucenicii săi, când era în durere pe cruce, dar n-a uitat de rugăciunea tâlharului de lângă el, când a murit de inimă zdrobită. Ăsta este traseul convertirii. Și dacă nu asta ne aduce la Domnul Hristos, se pare că venim aici degeaba. Când el suferea în smerenie, atunci când fața tatălui era ascunsă de el, când era bagiocorit pe Via Dolorosa, când era părăsit de ucenicii săi, când era în durere pe cruce, dar n-a uitat de rugăciunea tâlharului de pe el, și apoi când a murit de inimă zdrobită. Dragii mei, cred că a venit vremea ca în această după-amiază să ne odihnim în Domnul Iisus Hristos. Argumentele sunt clare, aveți de-a face cu un Dumnezeu care niciodată nu obosește iertând. Deci, fete și băieți, tineri și tinere, există mii de motive astăzi ca să vă dați inimioara voastră Domnului Iisus Hristos. Nu cere bani, nu e filozof, dar e un tată bun și este un mântuitor superb. Un prieten care se poate coborî la nivelul copilașilor să se joace cu jucăriile. Iisus face totul ca să salveze inima copilașilor noștri. Odihnește-te în El, privește la El, vorbește cu El, pune-L la încercare. Și acum venim la final, jefuit de putere. Dragii mei prieteni, vine vremea când Domnul Hristos va încheia suferința de pe acest pământ. De-abia aștept să vină Mântuitorul, să ne ducă acolo într-o lume atât de frumoasă, 1000 de ani. Și după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în 1000 de ani, să te duci tu să bați la ușa tatălui și să spui printre lacrimi: dar de ce nu-i soțul meu aici cu mine? Dar de ce nu e soția mea? Dar de ce nu-i tata? Dar de ce nu-i mama cu mine? Și Dumnezeu, Tatăl nostru, care este atât de minunat, deschide înaintea ta o panoramă cinematografică cu filmul vieții celui care te interesează. Și îți arată de câte ori a intervenit, de câte ori a păsuit ființa aia. Și după ce noi examinăm maniera în care Dumnezeu a mântuit pe oameni și a lăsat pe oameni să fie pierduți după voia lor, ne plecăm pe genunchi și spunem: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Vom avea prieteni. Unii vor veni și vor spune: unde-i fica mea? Unde-i fiul meu? Și Tatăl Ceresc îți zice: hai să vezi cât de mult am făcut eu pentru fiul tău. Părinți, știți ce vom fi surprinși în acea 1000 de ani? Că noi am crezut ca tată și ca mamă am făcut tot ce s-a putut pentru fica și fiul nostru. Și când te uiți după aia să vezi filmul ăla care îl prezintă Dumnezeu, ce a făcut Tatăl Ceresc pentru fica ta și pentru fiul meu și pentru fiii noștri și pentru fiicele noastre, ne simțim rușinați. Și ne dăm seama că Dumnezeu a făcut imens, infinit mult mai mult decât ne-am putut noi vreodată închipui pentru salvarea acestor copilași. După 1000 de ani, vine vremea ca diavolul să fie jefuit de putere. El, cel care avea această teză, uitați-vă bine la acest traseu de dezinformare, destabilizare, dezintegrare și distrugere a societății umane. Asta a făcut diavolul prin minciună, a dezinformat pe oameni, a destabilizat familii și societate, a dezintegrat țări, a distrus întreaga lume. Și vine Iisus și spune: până aici, în acea 1000 de ani, diavolul suferă intens, prieteni. Și vreau să vă spun că acolo el va fi încercat de frică, îi va fi foame, va obosi, nu va mai putea zbura, va suferi intens, spune Pana Inspirată. Toate suferințele, toate sentimentele, toate puseurile emoționale pe care le-a avut vreodată, le va simți diavolul, ca să știe ce a introdus sau ce inflicted. Ce a inoculat în tine, frica, ura, resentimentele, nesiguranța, toate le va simți diavolul acolo. Va suferi intens, va tremura de frig, îi va fi sete, îi va fi foame, va fi obosit, nu va putea răbda, va avea coșmare cu toată istoria lui. În acele momente, diavolul va fi jefuit
de putere. Dragii mei prieteni, mă bucur că într-o bună zi noi ca oameni vom fi jefuiți de puterea păcatului și vom fi liberi în Domnul Iisus Hristos. Asta este rugăciunea mea. Am un slide, l-am mai repetat o dată și îmi cer scuze pentru cei care au mai văzut această istoriară, dar mă simt îndemnat pentru copilași. Aceasta este cea mai mare stea pe care, mă rog, telescopul de la NASA a văzut-o. Este vorba de Cainas Maduras. Auzi, au pus numele lui Cain. Și când te duci mai aproape, în slide-ul 36, vezi imaginea crucii în cea mai mare stea care a conceput-o Dumnezeu, vizibilă până astăzi cu ochii umani. Și vezi acolo crucea de la Golgota. Dragii mei prieteni, este un lucru extraordinar. Mă mir cum de n-a văzut-o diavolul că această stea exista pe vremea aceea, care reprezintă sau are în mijlocul ei crucea, care reprezintă planul de mântuire, sacrificiul Domnului Iisus Hristos. În lumea științifică au descoperit ăștia cea mai mică dimensiune a vreunui element celular, se numește lamenin, care este de fapt în forma unei cruci și care face ca tot organismul nostru să stea în picioare, să existe, să trăiască. Știți, în lumea medicală aveți și slide-ul, asta este varianta computerului, evident, dar Dumnezeu a pus crucea în cel mai mare obiect vizibil de pe cer și a pus crucea în cel mai mic element al trupului uman. Este extraordinară această revelație a dragostei lui, această putere a crucii care a rupt și a jegmănit, a răpit puterea păcatului care ne ținea în lanțul stăpânului și ne făcea câinii lui. O declarație spre final, pentru că tot vorbim în superstițiile adventiste, cine e mai aproape de tronul lui Dumnezeu, există o declarație care îmi place foarte mult. Cel mai aproape de tron sunt cei care n-au păcătuit niciodată, așa stă scris? Cel mai aproape de tron sunt cei care au fost cândva zeloși, împătimiți, nu? În cauza lui diavolul, dar care smulși ca un tăciune, iertați-mă, smulși ca un tăciune din foc, l-a urmat pe salvatorul lor cu devotament profund și interes. După aia urmează cei care au desăvârșit caractere creștine în mijlocul falsității, infidelității, cei care au onorat legea lui Dumnezeu când lumea creștină o declara nulă, și mai apoi milioane de toate vârstele care au fost martirizați pentru credința lor. Dincolo este mulțimea mare pe care nimeni nu o poate număra din toate neamurile, popoarele și limbile. Înaintea tronului și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe și cu palmieri în mâini. Următorul slide spune, este parte dintr-o experiență a sorei White cu privire la cine ajunge mântuit, zice, cei care am crezut că vor fi, nu sunt acolo, cei care am crezut că sunt, nu sunt, dar eu cum am ajuns aici? Și după această declarație, sora White continuă, mulți dintre cei care au stat în locuri înalte, ca și creștini, pe pământ nu vor fi găsiți în mulțimea fericită care va înconjura tronul lui Dumnezeu. Cei care au avut cunoștințe și talent și totuși s-au bucurat de controverse și ceartă nesfântă, nu vor avea loc cu cei răscumpărați. Aceștia doreau să facă o lucrare mare ca să poată fi admirați și lingușiți de oameni, dar lumele lor nu s-a găsit în cartea mielului. Rețeta lui Dumnezeu pentru mântuire se găsește în Luca 7:47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Am 3 versete de final și concluzionăm mesajul. Osea, capitolul 5, versetul 15, ne spune, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Spuneți-mi, în cei 2 ani jumate de criză mondială, am plătit un preț, n-am ieșit din casă, am pierdut economic, alții au dat faliment. Dar dincolo de dezavantajele acestea vizibile, materiale, s-a produs o trezire spirituală a planetei, da sau nu? Ce ziceți?
În Statele Unite era foarte greu să faci colportaj, să bați la ușa oamenilor, să dai cărți. De ce vrei? De sănătate, de religie, de așa. Ei, când a venit chestia asta, oamenii au fost atât de speriați, încât în necazul lor, ce au făcut? Au căutat, au alergat la mine, zice Domnul. Și slavă Tatălui Ceresc, se pare că ne mai trebuie una mai bună ca asta, să ne trezim de tot. Nu putem spune amin la asta, că nimeni nu vrea răul nimănui. Dar cred că e necesar. Osea, capitolul 6, versetul 1 la 3, nu citesc decât un text. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfârșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Acesta este secretul jefuirii puterii păcatului care zace asupra noastră. Și cel mai frumos sau cea mai frumoasă declarație despre îndreptățirea prin credință pe care am găsit-o eu în toată Biblia se găsește în cartea celui mai nefericit profet. Știți cumva care a fost cel mai nefericit profet din toată istoria Bibliei? Ieremia. Cine a zis Ieremia? Da, mulțumesc că împărtășesc cu un ceai și o banană dimineață și portocale și ce mai e pe acolo. Premiu. Și mai aici toți, dar nu pot să dau portocale la toți. Dar, într-adevăr, declarația din Ieremia este cea mai mișcătoare declarație, dragii mei prieteni. Este o declarație care zic eu că ar trebui să o învățăm pe de rost. Apropo, știți, copilași, vreți să învățăm un verset biblic în această dimineață, la final? Și dacă plecăm de aici cu un verset învățat, suntem cei mai fericiți oameni, avem mission accomplished, misiunea împlinită sau îndeplinită, cum se zice. Haideți să citim acest text, îl citesc prima dată și vă invita să împărtășim acest exercițiu de memorie. Sper să nu depășesc protocolul unui serviciu divin. Dar Domnul Hristos ne spune în Ieremia, capitolul 17, de fapt este cel mai repudiabil capitol, că nu vorbește nimic bun de oameni, dar vorbește cel mai frumos despre Dumnezeu în versetul 14. Vindecă-mă Tu, Doamne! Și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Vă place textul ăsta? Haideți să începem. Partea de aici va pronunța prima parte a versetului. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Nu? Copiii de aici, de la orchestră, vor spune partea din interior, din mijloc, mântuiește-mă și voi fi mântuit, și partea din dreapta va spune căci Tu ești slava mea. Și apoi îl rostim cu toții și ne ducem la o pauză de după amiază. Doriți să participați la acest exercițiu de memorie, da sau nu? Ok, haideți să citim partea de aici, prima parte a versetului. 1, 2, 3. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Copiii de aici. Mântuiește-ne Tu și vom fi mântuit. Și partea de aici, căci Tu, slava mea. O, asta este calitate. Asta este calitate. Mai încercăm o dată? Hai să încercăm cu toții ca să nu facem competiție neloială. Toată lumea. 1, 2, 3. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Amin. Este un verset care se merită să medităm asupra lui în această după-amiază, ce ziceți? Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, că e așa de bine să ne odihnim în Domnul. Uită-te la El, privește la El, încrede-te în El, pune-L la încercare și odihnește-te pe umărul Lui. Domnul Hristos va aparține din abundență. El vă iubește indiferent cine ați fost și cine sunteți. Dacă sunteți dispuși să cădeți în această zi cu umărul, sau să cădem cu umărul pe pieptul Lui, El ne va oferi această experiență. Ne va vindeca și vom fi într-adevăr vindecați. Ne va mântui și vom fi într-adevăr mântuiți. Și El va fi gloria noastră. Dumnezeu să fie cu noi. Adresez un cordial pacea Domnului Hristos celor care sunt pe calea undelor și care au avut răbdarea să facă parte în acest mediu frumos, acest decor al bucuriei în Porumbacu, și sper ca Domnul Hristos să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Ar fi trebuit să vă includ în această repetiție a acestui verset frumos, Ieremia, capitolul 17, versetul 14, dar sunt convins că și dumneavoastră l-ați memorizat.
binecuvântări cerești, vă urez tuturor o după-amiază cât se poate de odihnitoare și o conversație cât se poate de pe voia Domnului între tineri, între adulți și chiar între bunicuți. Dumnezeu cu dumneavoastră. Amin.